Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Euroagricultura. Stimați telespectatori, văd că cei care au prognozat că va fi o iarnă foarte ușoară, vom trece ușor prin ea, s-au cam înșelat. Parcă acum începe să-și mai treacă din puteri, dar totuși avem zăpadă suficientă. Zăpada cred că va recuperat o parte din cantitatea de precipitații, din cantitatea de umiditate pe care trebuia să o aibă terenul. Este un lucru foarte bun. Ce este foarte bine la noi, stimați telespectatori, că la noi nu avem vânturile din sudul țării care să ne prăpădească, care să ne facă praf. Dar totuși, ce îmi pare rău și poate ați văzut și dumneavoastră că au arătat mai multe posturi de televiziune, au apărut și la noi diferite probleme, mai ales cu solariile, mai ales cu serele. Am avut și noi aici lângă Dej un hectar și 15 ari de sere. Au mai rămas în picioare aproximativ 50 de ari de seră, dar care sticla e luată jos, că 50 de ari s-au răsturnat. Probabil că după, în partea a doua emisiunii, o să vi le prezint și motivele pentru care s-au răsturnat. Stimați telespectatori, am început întotdeauna prin a vă da câteva sfaturi despre ce să facem cu animalele noastre pe timp de iarnă. Mai ales este o iarnă foarte grea, foarte grea pentru crescătorii de ovine, pentru ciobani. Când zăpada e de 40-50 de centimetri, oaia nu poate roade până acolo jos să găsească câteva fire de iarbă. Și mai ales acum e ultima perioadă a gestației, au început fătările și unii chiar au fătările în plin, neapărat să le ajutați cu un supliment de concentrate de 250-300 de grame și cu fân, dacă este posibil, ca să aveți mieluți de calitate. Vedeți, noastră Uniunea Europeană tot asta ne învață, domnule, să facem și cantitate și calitate. Dar noi suntem tot români, avem mii de oi, n-am cosit nimic în vară, am stat că nu mi-o trebuie fân și uitați-vă ce nenorocire acum. Mai ales sunt și anumite zone, atât în zona Dejului, cât și pe zona Văii Someșului, mai departe spre Bistrița, să știți că au început să apară lupii și au început să facă probleme. Stimați telespectatori, am vorbit în foarte multe emisiuni despre viitorii specialiști ai României. Cu destulă mâhnire îi găsim cam greu și păcat că și guvernul recunoaște că după 1989, specialiștii sărăresc. Ei, încet, încet, contingentul nostru trece și trebuie să vină alții să ne înlocuiască. Dar despre toate acestea am deosebită plăcere să-l am lângă mine ca invitat și vă mulțumesc foarte mult, domnule director, că ați acceptat invitația mea, pe directorul stațiunii de la Cojocna, care se ocupă, ne va spune dânsul cu ce, domnul inginer Mariu Sobo. Mulțumesc încă o dată, domnul inginer, că ați venit la emisie și vă invităm de foarte multe ori, pentru că așa, din primele discuții pe care le-am avut, avem foarte multe de învățat de la noastră. Domnule inginer, vă rog, în primul rând, prezentați-vă averea cu unde lucrați. Bună seara! Mă numesc Sabo Marius Călin, sunt inginer zootehnist, promoția 1995, absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie din Cluj-Napoca. În urmă cu 3 ani de zile am luat prin concurs funcția de director al stațiunii didactice experimentale a Universității de Științe Agricole din Cluj-Napoca, bine cunoscută de studenții din zona noastră, ferma Cojocna. În momentul de față ne desfășurăm activitatea didactică și experimentală și productivă pe aproximativ 770 de hectare de teren, din care 400 arabil, diferența o reprezintă pășunile și fânețele. Domnul inginer, mulțumesc mult pentru primele informații și vă las subi să vă trageți sufletul, pentru că văd că aveți emoții, sunteți prima dată lângă inginerul Vancea în emisiune și profit de lucrul acesta și o să vă exploatez, să știți,
cât se poate de exploatat. Vreau să vă întreb un singur lucru. După părerea noastră, cei care termină la ora aceasta, de fapt, stimați respectatori, să fim foarte bine înțeleși, când am făcut eu facultatea, se numea Institutul Agronomic Dr. Petru Groza Cluj-Napoca. De acolo s-a schimbat. Exact tot acolo institutul, numai când s-a făcut Universitatea de Științe Agricole. E mai pompos, dar să știți că întotdeauna, cel puțin domnul, după părerea mea, s-au scos specialiști de la Institutul Agronomic și-s convins că și acum. După părerea noastră, bază didactică, au viitorii specialiști? În momentul de față vă pot spune cu siguranță și cu mândrie că la Cluj-Napoca, la ferma Cojogna, la nivel național, Universitatea de Științe Agricole din Cluj deține cea mai modernă exploatație și performantă exploatație în ceea ce privește creșterea animalelor bovine, porcine, găini, ouătoare, pui de carne. Suntem, cred, și singura universitate care a reușit în ultimii 3 ani de zile pentru studenți să creeze acest loc de practică, de perfecționare. Păi, domnule, de ce vă întreb? Vedeți, dumneavoastră, la multe emisiuni, multe televiziuni din astea, și mai ales duminică, tradiționala noastră, viața satului, nu mai ponegresc inginerii. Și culmea care este, și duminica trecută a fost un interviu cu noul ministru agriculturii și nici ăsta nu avea o părere tare bună despre ingineri. Eu nu zic, domnule, că toți sunt aur, dar între cei care sunt acolo, cred că totul sunt care o mărși de plăcere. Zice, domnule, la agricultură și parcă mă jignește, domnule, și te jignește și pe tine. Păi cum, agricultură, măr numai aia care vor să aibă o diplomă. Oare facultatea asta de agronomie chiar așa simplă a fost? Cel puțin în vremea noastră n-a fost. Să cere, într-adevăr, performanță. Dar acum și parcă ne jignește. Domnule, vai de mine și de mine. Sigur, cum considerați lucrul ăsta? Sigur că, privind în urmă, eu numai până în 1990 sau din 1990 încoace, vă pot spune că am fost printre ultimele promoții care am mai dat încă examen pentru a intra la Institutul Agronomic. În momentul de față, acest examen nu mai există, se intră numai pe bază de media anilor de liceu plus bacalaureatul. Selecția în acest mod practic nu există. Ce vă mai pot spune? Că în 1995, când eu am absolvit, la Universitatea de Științe Agricole erau în jur de 1850 de studenți, însemnând la cele 4 facultăți agricultură, horticultură, zootehnie și medicină veterinară. Vreau să vă spun că astăzi sunt 7800 de studenți în Universitatea de Științe Agricole. Bineînțeles, și paleta de specializări este mult mai largă. Și atunci, pe bună dreptate, absolvind 60 de zootehniști într-un an față de, sau 1900, 1850 în 95 față de 7800 acum, probabil că se regăsesc printre cei de astăzi și studenți care doar pentru o diplomă. Nu-și prea au loc acolo. Într-adevăr, domnule, știi că n-am știut treaba asta și în numele tuturor telespectatorilor chiar îți mulțumesc pentru această informație. Deci, ar putea să aibă și dreptate. Problema este a sistemului. Deci sistemul a fost creat de așa natură în învățământ, încât s-a lărgit această bază vrând să fie cât mai mulți studenți. Normele didactice a profesorilor sunt legate de numărul de studenți și atunci, în detrimentul unor absolvenți puțini, dar buni, ajungem în partea asta, la altă, și avem mulți, dar... Domnul inginer,
Știți dumneavoastră cum eram, când eram anul 1, anul 2, aveam prieteni la zootehnie, aveam prieteni la medicină veterinară. Erau crescătorii de ovine din zona Sibiului și cu, mi-aduc aminte cu o plăcere deosebită, de familia Branga. Familia Branga și-a trimis ficiorul la facultatea de zootehnie să învețe despre oi ca să-i poată preda oile. Și au venit taicăsul, să știți, tipul ciobanului sibian, pe vremuri cu aru, că nu prea avea mulți aro, avea vreo 9.000 de oi. Știu că dădea cașul la PCR pe masă și bânzeturile toate mergeau acolo, avea pășunea lui în munte care era separată și pe ficiorul s-o păni cu Branga, așa-l chema, l-a trimis la facultate să învețe zootehnie ca să-i poată preda ștafeta mai departe. Și că dacă nu învață, nu-i predă, nu-i dă. Își bagă un cioban de-a lui să meargă lucrurile mai departe. Deci până acolo mergeau dragostea față de animale. Și acum, sincer vă spun, și la noi, când făceam, avem baza didactică, vorba aceea, horticulturii. Bine, am fost a treia generație de horticultori la Cluj și atunci s-a înființat horticultura. Dar aveam bază didactică, domnule, aveam în spate acolo livada unde învățai tăierile. Și pe lângă asta, domnule, erau practicile la Jidvei. Practicile de viticultură, mecanizare viticultură, tăieri viticultură, erau la vinificație la GV, la recoltare. Și plus de aia făceam la Dumbrăveniu, am prins o tură noi la Oradea la Sere și la Oradea erau la Sere o colegi și la Dumbrăveniu eram altă serie. La Sere făceam practică efectivă. Să mai face și acum așa ceva. Nu știți din câte știți noastră. Se face, dar diferența între practica care era pe vremea dumneavoastră și pe vremea mea, care era o practică obligatorie, era o practică de grup, în momentul de față, doar anul întâi, doar anii întâi ai Universității de Științe Agricole fac o așa zisă practică de inițiere la noi la Cojocna, aia înseamnă că în fiecare săptămână un număr de 16 studenți de la diferite secții vin la noi la Cojocna, la fermă, sunt cazați acolo și ei trec în revistă practic toată ferma, toate sectoarele. Deci e așa zisa practică de inițiere. Asta înseamnă undeva din octombrie, se întrerupe în perioada sărbătorilor de iarnă și a sesiunii și acum în primăvară, în luna martie-aprilie, urmează să vină seriile următoare. Iar anul 2, 3, 4 și 5 își fac practică individuală, aia înseamnă că fiecare trebuie să-și găsească un loc de practică și la finalul anului universitar ei trebuie să vină cu o hârtie prin care să da, de fapt, să confirme că au făcut practică în diferite centre. Deci, acum depinde de om. Totul depinde de om, totul depinde de cât este de interesat sau cointeresat. Spuneați dumneavoastră că acel sibian care și-a trimis feciorul la Universitatea la Cluj. Și în momentul de față se vede o mare diferență între cei care au acasă animale, eu îi văd în primele ore când intru în contact cu ei. Este o mare diferență între cei care chiar doresc și vor să facă așa ceva și sunt interesați și ceilalți care, așa cum a spus dumneavoastră, probabil mai mult pentru o diplomă. Deci mai mult pentru o diplomă și pentru a face bani la facultate, practic. Dar, nu. Încă o dată spun, da. Totul depinde de om, deci, de individ. Domnul inginer, ce am văzut? Am fost întâmplător pe la noi, am fost pe la facultate și m-am uitat să văd cam ce orar au. Păi din grila rău de programe la orar, nu știu dacă am mai recunoscut câteva materii pe cuvânt. Sigur că s-au schimbat acum. Am numai niște denumiri pe care, sincer vă spun, nu le știu nici de produce. Este sistemul Bologna cu 4 ani de zile, cu un an sau 2 ani de master. Deci învățământul s-a schimbat un pic față de vremurile pe care le-am trăit noi. Da, domnule Ilidar, acum tot povestea aduce. Am fost coleg cu domnul profesor dr. Emil Luca, care e la catedra de îmbunătățiri funciare, ceva pe acolo. Și l-am chemat în emisiune, am fost și la dânsul acolo, ce avem Vasile să vezi. Dânsul era extraordinar de încântat, ce domnule, trăia în al șaptelea cer. El nu știa de fapt ce se întâmplă jos, să știți. Și când i-am spus niște probleme care s-o evit, adică în anul 2 la să-mi iau doctoratul. Anul 2
la doctorat. Te-ai scris la doctorat? Înscris la doctorat, anul 2. Și nu eu, că mă bate Dumnezeu să mint. Un coleg, cum ar fi meu, îl întreabă, domnule, care e fructul la cartof? Și el zice, tuberculul, domnule. Nu știu ce doctorat mai face anul 2. Nu, sincer vă spun, deci ajungem până acolo. Ajungem până acolo. Deja nu ajungem, am ajuns. Amintiți-vă, pe vremea dumneavoastră, câți profesori universitari erau în Universitatea de Științe Agricole, în Institutul Agronomic? Câți aveau doctorate? Auzim pe la televizor, acum, în ultima vreme, că începe încet, încet învățământul românesc în general și auzim că fabricanții de doctorante, nu? Da. Și sistemul de a obține doctoratul în zilele noastre este altul decât era cunoscut de noi. Practic, în momentul de față, doctoratul se consideră o continuare a studiilor, se consideră o continuare a studiilor de master și nu se consideră ceva de excepție cum era pe vremea anilor 90, 80-90. Deci, domnul Iar, eram în producție. Aici la Dej. Și am primit odată o scrisoare, domnul Iar, sunteți invitat la facultate pentru a urma cursuri post-universitare. Domnule, dar mers un an de zile la cursuri post-universitare. Eram programat săptămânal, aveam o zi, două pe săptămână și cu examen. Într-adevăr, am făcut cursuri post-universitare, am crezut, măi, mare mine, nu da și nouă ceva ăștia la salar, știi? Că numai după aia trăjeai. Nu să vezi că, de fapt, pământul ăsta de ce e mai greuncios sau de ce nu e greuncios. Să-i fie. Și acum, mai ales cu doctoratul ăsta, că nu-i mai lucru, vreo 20-30 de milioane. Mergi și-l faci și, dar nouă nu ne mai dă nimic la salar. Și acum ajungând și la o vârstă când deja te cam interesează și salariul cât te cam apropii și tu de partea asta la altă unde mai trebuie să le ieși pe alții după tine, e destul de încurcat. Și acum, domnule, dacă tot vorba duce. Eram la o adunare a fermierilor din Transilvania. Domnule, într-adevăr, inginer cum suntem noastre, eu mai tineri, mai bătrân. Bun. Era de la Sighetul Marmației, un fermier care, într-adevăr, se ocupa de bruna de Maramureș și avea vreo 600 de animale, de lapte, avea și înmulțire, probabil și îmi scapă numele acum. Și tot exact așa povestind era domnul Victor Surdu, Dumnezeu să-l ierte, asta a fost acum 2 ani. Și domnul profesor foarte, domnul, e profesor universitar, era Victor Surdu, profesor foarte slab pregătit, este inginerii. Ce, bă, ce vorbești, bă, cum era și nu era bolnav în perioada aia, Victor. Era un tip extraordinar. Și domnul, uite ce am pățit, domnule, m-am dus la Facultatea de Zootehnie în Cluj. Îi cunosc pe tăți, că doar acolo am fost și eu absolvent la facultate și la decanul de ani de la Zootehnie, am zis, domnul decan, întrebă 3 studenți care termină. 3 ingineri. Unul să-l pui la baza furajeră, pe unul să-l pui la nu știu ce și pe unul la nu știu ce. La mine în fermă. Le dau apartament, le dau mașină, le dau salari, le dau telefon, le dau de tăți. Omul a povestit, deci, sunt foarte mulți marturi care au fost acolo la ăsta. Domnule, perfect. Eu dus, eu instalat pe băieți, extraordinar băieții de încântați. În prima zi. În a doua zi, nu s-au mai sculat dimineața și de vreme. A treia zi, nu s-au sculat. După o săptămână, mă sunt stat și zis, mă, fraților, dar tu trebuie să mergi la programul de graj, tu trebuie să supraveghezi furajarea, vezi dacă, că omul uită tomul. Că o fi el, da? Să vezi, e de rația, nu-i de rația. Amintiți-vă. După două săptămâni, domnul inginer, eu dat besit cheile de la mașină, de la apartament, eu pus telefonul, o să că nu le trebuie niciun leu, le mulțumește frumos că e mirosul la nupul ăsta. Și-o plecat. Amintiți-vă că până în 1990, pentru a putea să susții un examen la Institutul Agronomic, ori trebuia să fii absolvent de școală agricolă sau de liceu agricol, ori trebuia să ai un an de zile de lucru la IAS, CAP, să-ți faci normele. Da. Nu cred că deajaba au fost introdus acel an pentru cei care n-aveau tangență cu agricultura, care nu erau absolvenți de liceu agricol. Practic, o mică selecție începea de atunci. Pentru că sunt mulți care cred că se pricep la politică, la agricultură și la fotbal. Eu unul singur cunosc care se pricepe la politică
și la agricultură. Și pe ăla îl cunosc și telespectatorii agronomii. E vorba de Porumboiu, de la Vaslui, care face performanță. Sau Gigi Becali, Șelic, Bătălogul. E de-a nostru, agricultor de-a nostru. Mă acordăm cam în bară cu tăte. Deci, domnule inginer, ați atins un punct, am vrut încet să ajung și aici, într-adevăr. Plecai din liceele de specialitate agricole, cu o bază. Păi dacă îți plăcea, puteai să mergi mai departe. Așa este. Dar numai dacă îți plăcea. Și așa te selectau ăștia și te triau, că nu prea aveai șanse să treci dacă nu-ți plăcea. Din împins din spate nu puteai să o faci. Numai dacă îți plăcea. Și acum ce s-a întâmplat? Cu liceele agricole le-am desființat. Am desființat liceele agricole. Nu mai avem specialiști. Dar se pare că avem un telefon. Avem un telefon. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, Pavel, pe Bănescare, vă sunt. Bună seara, îmi pare bine. Bună seara. Suntem câteva familii din zonă care suntem oameni îndrăgostiți și mâncători de ouă. Aș dori să pun o întrebare domnului director. Ce ne poate spune despre isteria care a fost creată legată de ouăle ștampilate cu 0, cu 1, cu 2, cu 3, cu ce-o fi? Că noi suntem derutați. Și încă ceva, domnul moderator, mai multe întrebări și mai puține comentarii. Bine! Domnul director, cred că este în măsură să ne spune multe lucruri interesante. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi încerca să vă răspund la aceste întrebări. Probabil telespectatorii cunosc că marcajul sau isteria ouălor a provenit din faptul că de la 1 ianuarie 2012, comunitatea europeană practic a interzis creșterea găinilor ouătoare în baterii model vechi, cunoscute de noi de către specialiști BP3, BP4, aia înseamnă că găina era într-o cușcă pe o anumită suprafață. Foarte pe o suprafață mică, practic erau restrânse mișcările. În locul acelei baterii vechi s-a introdus bateria de o baterie nouă, modernă, tot modernă, omologată de comunitatea europeană, în care suprafața pe cap de găină este de 2 sau de 3 ori mai mare față de vechile cuști. Acum, numerotația cu 0 înseamnă că oul provine dintr-o fermă ecologică. Ecologică înseamnă că găina are acces în exterior, pe fiecare găină trebuie să existe cel puțin 6-8 metri pătrați de spațiul verde, iar furajarea se face adecvat numai cu cereale provenind din ferme care sunt certificate ecologic. Ouăle numerotate cu cifra 1 provin din ferme la care găinile au acces afară. Nu este o limită de suprafață pe cap de găină, practic ele numai cât că pot să iasă în aer liber, găina sau oul numerotat cu 2 provine de la găină care este în spațiul închis, crescut pe sol, iar cele numerotate cu 3 sunt cele crescute în cuști. Deci, practic, dacă mai întâlniți ouă cu cifra 3, pot să fie consumabile cu condiția ca acea fermă să fie modernizat și într-adevăr să dețină acele cuști moderne acceptate de Uniunea Europeană. Domn director, mulțumesc mult pentru răspuns. Cred că e mulțumit colegul care a întrebat, dar după o scurtă pauză publicitară, continuăm.
Estimați telespectatori, după cum ne-a spus domn director, cred că și găinile astea evoluează și evoluează tot mai bine, tot mai departe și spre binele cetățeanului și mai ales a consumatorului. Deci, domn director, ce ne mai puteți spune despre aceste găini nestresate? Eu vă pot spune că, practic, găina stresată este o poveste. Deci este o poveste. Eu personal consider că această poveste este o născocire economică, pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Această baterie de tip european reduce numărul de găini care se cresc pe aceeași suprafață. Și de ce zic că este, probabil, din punctul meu de vedere, o problemă economică? Pentru că reducând numărul efectivele dintr-o anumită hală, reducând numărul de efective, ai ouă mai puține pe metru pătrat și atunci ești obligat să construiești încă o fermă și încă o fermă, să o utilizezi cu echipamente zootehnice și uite așa, industria și vesticii se dezvoltă și pe spatele nostru a românilor. Dar domnul inginer, a sărit foarte mult prețul ouălor. Enorm, de la 35 de bani, 45 de bani, am văzut chiar azi la 90 de bani deja. Sigur că da, prețul ouă a crescut pentru că, așa cum vă spuneam, s-au redus în primul rând efectivele. Efectivele de păsări s-au redus, intrând în vigoare acest normativ european. Dar vi se pare că prețul a crescut, pentru că noi am fost obișnuiți în ultimii 2-3 ani de zile cu un preț mic la ou. Eu vă spun că în anii trecuți au fost luni de zile în care producătorii de ouă au fost nevoiți să vândă chiar sub costul oului. Nu vă vine să credeți, eu vă amintesc că pe vremea sau după, sau înainte de 90, când erau acele cartele cu 7 ouă pe lună, eu mă amintesc, stăteam la codă și luau omul ouă cu 70 de bani. Erau ouălele albe, la prozar și luam cu 70 de bani. Dacă se face un calcul al costului oului și dacă punem în calcul și faptul că fermierul care este obligat să investească în materialul biologic. Vreau să vă spun că o găină, o puicuță la populare la 16-18 săptămâni este undeva în jur de 4 euro plus TVA, în jur de 5 euro, înseamnă 200 de mii. Vreau să vă spun că o hală pe care o utilăm poate să coste până la 80-100 de mii de euro în funcție de suprafață. Ei, dacă fermierul ia și credit, și trebuie să plătească într-un anumit număr de ani, și aici este o poveste care, dacă doriți, putem să vorbim despre creditarea asta pe termen scurt în agricultura românească, care, după părerea mea, este o prostie, pentru că suntem singura țară, cred eu, care accesăm fonduri europene, sute de mii, mii de euro, zeci de mii de euro și mergem pe programe de rambursare în 5 ani de zile, când în țările vestice știm foarte bine că acele credite se dau pe 15, 20, chiar 25 de ani. Ajunge să ia fermierul de 50 de ani și să-i plătească copilul creditul. La noi este ceva anormal. Cum să faci un abator cu 2-3 milioane de euro și să-l amortizezi în 5 ani de zile? Aici, dacă doriți, vorbim, dar să revenim la prețul ouălor. Deci, în momentul de față, un fermier care lucrează bine produce ou în jur de 0,25-0,30 de bani. Atâta este costul lui. De acolo încolo, dacă mai punem 25% TVA, este 4. Dacă mai punem un profit, ajungem că în momentul de față, eu vă spun, oul pleacă de la noi din stațiunea didactică astăzi, pentru că avem și 5.000 de găini ouătoare, pleacă între 0,45 și 0,53 plus TVA. Dar este în ultima săptămână. Săptămâna trecută au fost sub 40 de bani. Știu ferme din Cluj unde oul este 0,60 de bani plus TVA. Dar, domnule director, o să le consume românii la prețurile astea? E un șoc pe piață. De fapt, adevărat, în aparență, e un șoc. În aparență este un șoc, dar nu e. Deci, pentru că acel crescător
care are de plătit rată, care are de plătit credit rată, care trebuie să aibă profit, care trebuie să și investească în anii următori, pentru că să nu credeți că o fermă sau utilajele din fermă, un cuibar automat, o mașină de ștampilat, eu vă spun că o mașină de ștampilat ouăle costă în jur de 6.000 de euro. 6.000 de euro e 250 de milioane de lei. Deci avem niște costuri extraordinare. Și trebuie să ne gândim că noi trebuie să nu să trăim de pe o zi pe alta, pentru că dacă utilajele noastre, dacă în ferma noastră se strică un ventilator, dacă cade curentul, dacă noi avem nevoie și să mergem înainte, să acumulăm niște bani ca să ne permită să funcționăm tot timpul. Deci, domn director, nu mai înțeles. Nu e vorba pentru șoc pentru noastră. E vorba pentru șoc pentru cumpărător, pentru client, pentru consumator. Păi eu, de exemplu, când am mers azi în magazin și am văzut cu 0,99 de bani, nu mi-o vin să cred. Și au micuțe. Că știam acolo întotdeauna 0,45, 0,5. Sigur că, dar gândiți... Și exact șocul ăsta e și inclus în magazin. Dar gândiți-vă anul trecut că toți fermierii au mers pe minus. Da. Eu vă spun că în județul Cluj, în momentul de față, la stațiunea didactică, la noi, la Cojocna, am fost singurii care am populat cu puicuțe, cu 5.000 de puicuțe, mi-au intrat în ouat acum luna ianuarie. Toți ceilalți și-au năpârlit efectivele de găini pentru că nu și-au permis să-și înnoiască efectivele. Abia acum au început să bage serii noi de puicuțe. Domnul Iner, hai să lămurim și asta cu găinile ouătoare. Omul are irentabil, de exemplu, să crească un porc când își produce el furajul. La găini, cred că și la găini, 80% îl poate produce fermierul, 20% să fie premixurile. E mai mult? Eu vă spun că în momentul de față o rețetă pentru găini ouătoare, m-ați întrebat? Găini ouătoare. Între undeva 60-65% putem să punem cereale, aia înseamnă porumb greu, un 20-25% șrot de floare, șrot de soia, 5% premix și un 5-7% de calciu. Acum, dacă am depășit cu 2-3% peste 100%, nu, e bun. Am dat un exemplu. E bun, domnul director, și dacă tot am povestit de soi de șroturi, dați-mi voi să vă pun următoarea întrebare. Eu, pe ministrul Tabără, fostul ministru agricol... Eu anticipez și cred că vreți să mă întrebați despre soia modificată genetic. Exact. Fostul ministru al nostru Tabără era pe punctul de a încerca să dea drumul la organisme, să facem și noi culturi cu organisme modificate genetic. Cei mai mari din Europa ca și consumatori de produse ecologice sunt nemți. Totuși nemții au aprobarea de la Bruxelles să producă cartof modificat genetic. Noi nu-i voie. Și acum, domnul inginer, dacă tot vorbim, am fost și eu inginer șef la unită și produceam soia, aveam suprafață mare de soia. Și când obțineam 2.000-2.500 de kg de soia la hectar, numai că nu ne făcea ce să ne dea diplomă, știi? Da. Și acum când ne aud pe ăștia la televizor, că merg cu 12.000 de kilograme soia stas la hectar, cu soia modificată genetic. Și pe lângă asta, noi cumpărăm șrotul de soia din Argentina și din Brazilia. Ăștia sunt principalii noștri furnizori. Ei ne dau șrot, noi o să le dați la găini, alții dau la porci. E modificat genetic. Cum vedeți lucrul ăsta? Eu nu știu să fie producțiile pe care le-ați spus dumneavoastră de soia modificată genetic. Eu știu că sunt cam la jumătate, pentru că ceea ce ați spus cu soia nemodificată genetic, acele producții de care spuneați dumneavoastră că 2.000-2.200, dacă le obțineam, vă puneau la panou ăla de onoare. Cum văd eu soia, producția sau cu soia, problema soii modificată genetic, da? Este un paradox. Și de ce spun că este un paradox? În momentul de față, în România, toate complexele de porcine avicole folosesc în hrana animalelor numai soia modificată genetic. Import America de Sud, Brazilia. Politica comunității europene este o politică, zic eu, economică. Iarăși e vorba despre economic-financiar. Practic, eu consider că noi, Europa a fost vândută Americii sau Americii de Sud pentru a putea să importăm
soia modificată genetică. Nu poți să importi soia modificată genetică, țin să nu-ți permită să cultivi soia modificată genetic. Practic nu facem nimic. Același lucru. Oricam produce-o la noi și am obține 4-5 tone, adică am dublat producția, am dublat producția și erau calcule făcute că ar aduce câteva miliarde exact de lei. Exact cum zice noastră, o dublăm. Da. Dar cu ce cheltuială? Nici jumătate cheltuială. Nici jumătate cheltuială, plus de asta faptul că știți foarte bine că soia lasă pentru următoarea cultură pământul pregătit și îmbogățit în azot. Deci, practic, după cultură de soia, dacă o să semin grâu, cultură de toamnă, practic nu mai trebuie să fertilizez, pentru că este asigurat necesarul de fertilizant. Domnule inginer, cestit, acum nu mă leagă nimic că târziu, că nu recunosc unde am văzut. Am văzut cultură de soia modificată genetic, lângă Timișoara. Am acolo cu colegia la Reca și lângă Timișoara, la Sfântul Nicolae Mare, era o cultură de soia, n-am știut că e modificată genetic, vă rog să mă, că n-avem de unde știi. Și am intrat în cultură. În viața mea n-am crezut că se poate așa ceva. Nu ai găsit o buriană. Bun. Păstăi, da, și tăie păstăile cam în aceeași fază. Deci fără să ai pierdele ca să coace de la bază mai repede, da. Să sparge, nu. Și întâmplător cu colegul meu care era mai cu ei. Da, într-adevăr, era cultura lui Valeriu Tabără. Că Valeriu Tabără are acolo un teren. Și ce mă, asta e soia modificată genetic. De care te povestea, știi? Cât am văzut cu ochii. Te m-am uitat în stânga, în dreapta, numai soia era. Dar te rog să mă crezi. Un păduche, o frunză bolnavă, o buruiană. Toată partea era cernută. Dacă suntem de acord cu noile tehnologii, în orice domeniu doriți dumneavoastră, începând de la IT, visam noi vreodată să ne trimitem poza prin telefon, îmi amintesc că vedeam în anii 70-80 filmele alea americane cu faxuri, cu... Și acum, deci dacă noi acceptăm noua tehnologie, atunci trebuie să acceptăm noua tehnologie și în agricultură și trebuie să acceptăm și culturile modificate genetic. Domnul inginer, ai fost la Indacrea la București? Am fost în urmă cu câțiva ani. Anul trecut n-am fost. Dar m-am uitat foarte atent la târgul ăsta internațional de la Hanovra. Am fost, am vizitat anul ăsta și eu târgul de la Hanovra. Extraordinar, domnule, ce mașini, ce utilaje, ce performanță și, sincer îți spun, am fost deosebit de încântat când l-am văzut că de la noi, de la facultate, de la fostul institut agronomic, era proful de mecanizare, era reprezentantul României acolo să spunească. Da, da. Și... este vorba de Ovidiu Ranta, este vorba exact. de concitadinul dumneavoastră, el se trage din Jichiș, este profesor la noi la universitate, la secția de mecanizare, și eu sunt bun prieten cu Ovidiu. Da, și era, atât am fost de mulțumit sufletește și când uite-mă... Și mai mult de atât, el a fost în juriu. Da. Deci el a fost în juriu. Deci o realizare deosebită. Puțin sunt profesioniștii din România care sacce de până acolo. Da, și am văzut niște treburi, într-adevăr, pe care nu le vezi oricând și oriunde. Da, domnule inginer, acum am povestit de găinuță. Rog regia, dacă e pregătită, am un reportaj care, sincer, îs alături de colegii ăștia mei care au bățit figura cu serele. Regia, dacă se poate filma. Domnul inginer, aici este o suprafață de 1,15 hectare sere. Erau chiar la ieșirea din despre Cuzdrioara. Spre Cuzdrioara, pe partea stângă. Ce vedem acolo e coșul de aerisire de la centrala termică. Vine sâmbătă la ora 12, era vreme liniștită, dar zăpadă multă. Și a început să bată vântul. La un moment dat, toată partea de jos, 50 de ari care se văd aici, ei se vede gardul de acolo, 50 de ari le-au pus jos. Domnule, așa le-au pus, că nu știu cine le poate descălci de acolo, cu atenție extraordinară, cu amestecat sticla, folia, și ce e foarte dureros, domnule inginer, acolo aveau băieții ăștia peste 300.000 de panseluțe. Ce căutau panseluțele în sere la ora asta? Sincer vă spun, nu știu, că panseluța e o floare de toamnă, care trebuie pusă în toamnă, dar probabil cu penuria asta de bani, care nu au fost la primării, nu le-au cumpărat și le-au păstrat în sere, dar să știți că arătau chiar foarte bine. Arată bine panseluțele, că am fost și le-am văzut. Ce se vede acolo mai în fund, acolo erau 15 de arii de seră mai înaltă
Și acolo noroc, norocul lor că acolo o înmulțesc. Acolo sunt mașinăriile, o parte din ele. Au căzut peste mașinile de toate electronice, mai ales la asta de semăna, sămânța măruntă de legume. Le-au făcut praf și pulbere. Ce să vă spun? Băieții sunt foarte necălgiți. Pe ce motiv? Ca să începi o afacere de asta și să o duci mai departe, fără credite bancare nu pot. Au credite bancare luate, au început un lucru puternic, au comenzi făcute și bătute în cuie și acum nu știu ce o să facă. Ce or face, nu știu, dar am înțeles și de asta am vrut să discutăm un pic cu amândoi, că suntem doi specialiști, domnule inginer. O zis domnul ministru actual că cei care au asemenea necazuri să facă rapid procese verbale de constatare, să le trimită la direcțiile agricole, direcții agricole la minister. Și culmea a fost că astăzi chiar am văzut la televizor că mers în zona aia Matca, zona Galațului, unde sunt mari producători de legume și bine că a scăpat netocat de acolo. Cu început să o scalde. Că dacă l-au mi promit că faci ceva și mai ales acolo le-ai s-au răsturnat serele, să știi, solariile. La noi s-au dus serele, inclusiv, să știi, domnule, la stațiune, la Polocioi, s-au dus 3 hectare de seră și la Polocioi 3 hectare au căzut jos. Că umblau colegii ăștia să caute undeva sere, să poată totuși florile care le au, știi, semănate, deja ieșite, repicate, să încerce ceva, să facă, că altfel îi necază, uitați-vă cum arată. Absolut totul le-au pus jos. Numai lemne consumă cam de 800 de milioane pan. Că au centrale înăuntru pe lemn. Centrala modernă e pe gaz, dar nu face față. Sincer îmi spun, domnule Iner, la început am crezut și eu, exact duminica trecută, că domnule, a venit domnule ministru ăsta agriculturii și mi-a zis că e de la noi, trecut din producție. Imediat o să facă ceva. Dar nu știu, că văd că începe să o scalde. Începe să o scalde. Vă dați seama, la un credit luat de copii ăștia și cu comenzi, cu tot ce au, dacă nu o să reușească să-și vândă marfa, să o producă. Din păcate, eu sunt convins că nu o să-i ajute nimeni. Nu o să-i ajute nimeni și o să trebuiască să se descurce. Îmi pare rău pentru ei, dar asta este situația în momentul de față. Acesta este respectul autorităților pentru cei care trudim în agricultură. Domnule inginer, ne tragem sufletul să lăsăm o scurtă pauză publicitară. Estimați spectatori, așa după cum ați văzut, necazurile vin peste oameni și păcat că vin și peste cei care și muncesc și vor să facă ceva în agricultură. Mai indiferent că acești colegi ai mei fac flori, alții fac legume, cert e că li s-a răsturnat întregul corp de seră și va fi destul de greu să le pună pe picioare. Am vrut să vedeți și noastră cam ce înseamnă să iei credit bancar, să faci contracte și la un moment dat vine Dumnezeu și ți le ia toate. Într-adevăr, mai trebuie să ne uităm și în sus și să mai zicem și din când în când câte un Doamne ajută. Domnul inginer, mergem noi la noastre. Din punct de vedere agricol, cum a fost anul luat în genera noastră? Cum se comportă culturile care le-a semnat în toamnă? Cerealele de toamnă? Dacă ne referim la anul agricol, eu aș propune să ne referim la anul agricol 2011, da? Da, 2011. Anul agricol 2011, așa după cum știți și dumneavoastră foarte bine, așa după cum s-a prezentat și la nivel național, anul agricol 2011 până în luna adică până la finalul recoltei porumbului, practic a fost un an agricol deosebit. Din luna august, odată cu înființarea sau cu apropierea însămânțării culturilor de toamnă, putem să spunem că deja este un an, și 2011 și 2012 va fi un an cu probleme pentru agricultori. Știm foarte bine că în marea majoritate a zonelor din Transilvania grâul nu a răsărit în toamnă. Știm foarte bine că în zona de sud nici rapița n-a răsărit, iar în momentul de față totul este acoperit de zăpadă.
ce o să ne așteapte în luna martie, aprilie sau la mijlocul lui martie, după ce o să putem să evaluăm ce s-a întâmplat cu sămânța de greu care a rămas în pământ, îngropată în pământ. O parte probabil a încolțit și s-a uscat colțul, o altă parte probabil că a rămas în pământ și urmează acum să răsară, să vedem ce mișcă, și probabil o altă parte care normal s-a pierdut sau a fost mâncată de rozătoare. Deci, domnule, o să fie, din punctul de vedere al culturilor de toamnă, o să fie un an cu probleme. Aici ne referim la greu. Deci o să fie o problemă deosebită. Dacă va trebui să greu. Întorcem culturile de greu, compromisă. Culturile de greu, de va trebui să le întorcem. Am impresia că va sări prețul pâinii la dublu. Nu mă pronunț la dacă va sări sau dacă nu va sări. Și ăsta de la muscă, de la Curtii, domnule, ce are probleme mari cu greu. Ăla din insula Marea Brăilii, Triță Tărâță. Și el, probleme mari cu greu. Fostul ministru al agriculturii tot spunea să avem răbdare, să avem răbdare, să avem răbdare, dar dânsul n-a spus niciodată că în zona Cluj-Napoca, Alba Iulia, deficitul de apă în sol a fost de 280 de litri. Gândiți-vă ce ar însemna, înseamnă că în 30 de zile, în fiecare zi, trebuie să ploie 10 litri pe metru pătrat ca să refacă capilaritatea. Noroc cu zăpada asta și, domnule, noroc că la noi nu bătu vântul, la noi stă zăpada. Zăpada asta de 40-50 de centimetri, 40 de litri la metru pătrat. Să zice că aduce undeva un 60-80 de litri pe metru pătrat. Să dar zice. Față de 280? Încă-i... Și totuși e bine că nu-mi prins terenurile înghețate. Totuși, încet, încet se va topi, așa sper. Se va topi și totuși va crește un pic umiditatea, crește un pic rezerva. Dar după cum dau domnii prognoza, martie ploios, aprilie ploios, mai ploios. Doamne, de să fie... Să putem lucra terenurile. Așa cum spuneți dumneavoastră. Să putem lucra, să se poată lucra. Să putem să avem recolte la porum și eventual, dacă o să se întoarcă greu, să înlocuim cu un orz de primăvară sau cu un ovăz de... Da, cu... Pentru că la marea majoritate a crescătorilor de vaci, de exemplu, este foarte importantă, sunt foarte importante și paiele. Da, domnule inginer, dumneavoastră ca firmă puteți un fermier care poate, dar un bătrânel care a avut și el 50 de ani de greu, cu cheltuieli de 15 milioane la hectar, nu zic mai mult, 15 milioane la hectar, că să știți că bătrânii, așa cum au putut, au cumpărat doi sari de complex, o dat și ei. Dacă au văzut că o lua sămânță vecinul, o lua și el. Și dacă face un calcul, am ajuns undeva până la 30 de milioane de 3.000 de lei hectarul, înființarea unui hectar de greu. Dacă ai cumpărat sămânța, dacă ai dat îngrășăminte din toamnă. Și acum, dacă trebuie să-l și întorci, nu știu câți ori întorci. Și acum, culmea, că vrea să vină statul să zică, băi, nu ți-ai lucrat terenul, poc, te amendez. Dar eu cred că totuși cineva va și gândi. Nu se poate să mergem cu japca să amendăm acum în dreapta și în stânga, dăm cu amenzele că, și că terenul trebuie întreținut în condiții bune. Și dacă omul o semăna, să vede că e lucrat. Dar tare multe voci. Terenul trebuie întreținut în condiții bune, dar trebuie să se știe că cei care dețin suprafețe mari de teren, există în legislația asta europeană, care îți dă dreptul în fiecare an pur și simplu să nu lucrezi o anumită, un 10 sau 15, nu rețin acum, un 10-15% din suprafața totală, pur și simplu ai dreptul să nu o lucrezi și beneficiezi de subvenție. Domnule, cum e de subvenția asta noastră ca inginer? Că după aia vă spun și eu cum o văd. Subvenția... Nu luăm după animale. Aia e clar. La animale subvenția la suprafață. La suprafață. Subvenția la suprafață, în primul rând, că este mică dacă ne raportăm la olandești, dacă ne raportăm la țările vest-europene care la greci. 3-400 de... 750 de euro pe hectar la greci. Da, dar grecii au și terenul ăla păcătos al urma stâncă și în Spania. Dar și după ăla. Probabil că da. Pentru că ei cultivă măsline acolo sau portocale. Da. Deci, se poate. Dar ce să zic, subvenția? Subvenția este o bătaie de joc a statului român. Stăm la mâna lor și tot ne milogim să ne dea 100 de euro, anunță că ne dau 130, acum ne dau 101 70. Euro, acum ne dau... Da. E o bajocură. Da, așa cum e ea, să știți că ajută mult fermierul român. Dacă nu ar exista această subvenție,
Fermierul român n-ar rezista. Domnul Inger, povesteam cu cei care crescători de bovine. Crescători de bovine, subvenția i-a ajutat exact atâta cât să-și plătească oamenii, cât să-și mai cumpere niște furaje și să poată și el trăi în casă. Asta a fost subvenția. Păi, diferența între ce vă ziceam eu de 300 de euro și 100 de euro, deci 100 de euro ce se dă la noi și 300, să zicem, ce se dau la nem sau la polonez sau unde se dau, este de 200 de euro. 200 de euro înseamnă 8 milioane la hectar. Spuneți-mi asta, o cultură în momentul de față care să-ți aducă 8 milioane la hectar. Sfecla de zahăr. Sfecla de zahăr. Da, dar cu ce condiții, costuri și cu ce utilaje. Costuri, dar da, vă dați seama ce diferență este. Este diferență de 200 de 8 milioane de lei între a fi competitivi noi, fermierii, da, români, cu mărfurile care intră în țară la noi. Și totuși, domnule, vedeți noastră, am exportat anul ăsta, după statistici, noi, statisticile zic, am exportat produse ecologice de 150 de milioane de euro. Și am importat produse ecologice de 30 de milioane. Deci, balanța export-import la produsele ecologice fantastică. Nu știu, ați fost la Congresul Bioterra? Nu. Păcat. Păcat că a fost la Institutul Agronomic Soținut. Au venit nemții. Și, domnule, tot vă lăudați că aveți miere de albină. Da, eu vă iau 40 de tone de miere de albină ecologică pe săptămână. Eu am cuiat pe ăștia. Din păcate, sunt condiții drastice pentru a produce ecologic. Și foarte greu. Și totul, să știți, domnul inginer, că avem aici în zonă câțiva, chiar cunoașteți pe Dănu Seghete, mai este încă un apicultor, ăștia, da, apicultori, care au curajul să producă miere ecologică. Și deja, cred că a trecut de perioada de reconversie, și deja produc miere ecologică. De mare minunie nu e, că e vreo un leu, doi la kil, că nu e mai mult. Dar e miere ecologică și probabil au vânzarea mai bună. Bravo lor! Au vânzarea mai bună. Și, domnul general, dacă te povestim despre zootehnie, îmi place că am fost mulți ani inginer șef și să știți că a apărut și la noi în zonă, cet încet, ferme ultra-europene. Să știți, am văzut o fermă de porci aici la lângă Sâmărghita, între Sâmărghita și, da, Dâmbu, care acum se construiește, așa, da? E gata, da. 1100 capacitate, 1100 de porci. Da. Extraordinar. Încă nu populat-o. Dar povesteam cu patronul de acolo: domnule, ce le dai de mâncare la 1100 de porci? Păi cumpără. Credeți că are vreo șansă? Nu vreau să-l dezamăgesc. Când cumperi mâncare, și deși am impresia că acum ni s-o deschis și nou, cum a zis domnul Cioloș, putem și noi cât e gaura din la cheie să facem export de carne de porc. Numai cu furaj cumpărat poți să trăiești într-o fermă de porci. Eu aș putea să vă fac, să fac un calcul și să vedem unde ieșim, dar eu mă gândesc că dacă această fermă a primit, este pe fonduri europene? Sau... Fonduri europene, tot, da. De regulă, în momentul în care se dezvoltă o fermă de o așa capacitate, eu cred că în spate stă un studiu de fezabilitate și eu cred că în dosarul acela aprobat trebuie să fie calculul economic la care așa trebuie să iasă pe plus, că altfel nu n-ar fi primit bani, n-ar fi fost eligibil proiectul. Uitați-vă, domnule, ați văzut aici unul Mureșan Traianu, făcut iară pe bani, să apar banii europeni, o fermă frumoasă, 300 de vaci. Nima, ferma de vaci. Ferma de la Nima. S-a făcut acum pe Valea Gicheșului, altă fermă de 299 de capite. Nouă nouță, numai acum trebuie să aduc animalele. Deci, avem. Dar culmea, domnule, nu e niciunul inginer, domnule, dar de specialitate. Eu vă întreb altceva. Ferma de la Sâmărghita, de care a spus dumneavoastră, da, și pe care întâmplător, cred că îl cunosc și eu pe băiatul patronului, este numai de îngrășare. Da. Dar eu vă întreb, de ce nu se promovează în România fermele de reproducție, adică de scrofe care să producă purcei? De ce trebuie să importăm noi purcei la 20-25 de kg din vest? Domnule, am înțeles că în zona Șimleului, Silvaniei, da, sunt câteva ferme de scrofe. Sunt, numai cât că... Noi, ce am văzut. Eu, din câte știu, noi suntem la jumătate. Producem din jumătate din necesarul de consum al României.
Probabil nu s-au unsă rotițele toate câte trebuie să se dea drumul. Păi și muscă la curtificior, să aduce fermele. Da, am văzut. Și are și el scrofiță. Dar cumpără și el, cumpără 80% din necesar. Și cooperativa Muntenia a fost înființată la București și tot s-a bazat tot pe creșterea tineretului. Adică îi aduceai la 23-25 de chile, îi țineai 4 luni de zile și îi predai la abator. Aici, după părerea mea, iară este o șmecherie. Practic, au fost aduși numai pentru subvenții. Pentru că în momentul de față, la porc, numai subvenția este câștigul. Aia înseamnă undeva 140 de lei. Pentru ținerea lui. Și... Da, da. Deci 140 de lei pe cap, la porc, peste 100 de kilograme, carcasă E, este în momentul de față câștigul. Deci bun, 140 de lei. Și apropo, domnule, practic subvenția, de ce vă spun? Suntem un pic de râsul lumii. Chiar iar la televizor și știam asta, nu numai de la televizor, județul Cluj nu are abator. Nu are abator de... Aici lângă noi sunt vreo trei. Nu are abator nici de porc, nu are abator nici de oaie, nu are abator nici de bovină. Și în Bistrița sunt trei. Da, ce lângă noi, deci la o lungătură de băț. Cea mai mare prostie care s-a putut realiza la nivelul politicii agricole în România. Cum poți să faci 3 abatoare în Bistrița? Cum poți să faci 3 abatoare? Un abator din ăla costă cel puțin 3-4 milioane de euro. Da. Cu fonduri structurale, cu jumătate luați din bancă, cu jumătate primiți, aia înseamnă că 2 milioane de euro trebuie să iei din bancă, da? Aia înseamnă pe 5 ani de zile. Deci 5 ani de zile. Pentru că vă spuneam înainte că banii care se dau la noi europeni este pe termen scurt, de 5 ani de zile. Aici este prostia. Când s-o negociat, în loc să negociază 10-15, păi spuneți-mi noastră, ce afacere ar trebui să faci dacă ai avea 2 milioane de euro să scoți în următorii 2 ani de zile să-ți scoți afaceri, în 5 ani de zile să-ți... Păi atunci... Domnule, să vă spun... Eu vă garantez că niciun abator din cele trei din Bistrița nu funcționează la capacitate, vă garantez că de luni până vineri niciunul nu funcționează non-stop și vă spun că nu le merge bine. Pentru că acele studii care s-au făcut, aia înseamnă că trebuie să lucreze 5 zile pe săptămână sau 8 ore, 5 zile pe săptămână, din 365 de zile pe an sau 53 de săptămâni pe an, el ar trebui să funcționeze ca să își... Da. Acopere în acei 5 ani de zile să-și plătească ratele. Da, știi ce zice țăranul român, domnule, o pontă extraordinară. Dar nu mai sunt atâtea animale care să-și permită. Domnule, ce faci cu 2 milioane de euro dacă... A, domnule, ce fac, ce? Mă duc și cumpăr de 2 milioane pământ în Bobână, mai dă-l dracu, în Bobână. Da, și îl îndrept. Și îl vând la ruși. Ce să facă rușii? Să vină să pui o rachetă. Și dacă rușii nu dau bani, mă duc la american, că îi dau mai mult și vin să pui o rachetă. Deci, unde ajunge mintea românului, domnule? Efectiv, țăranul nostru nu mai știe ce să facă. Totuși, o mare chestie, domnule inginer, să știți că la noi în zonă au început să se populeze satele. Mare lucru. Au început să vină din zona defavorizată a Bistriței, unde stricăciune într-un vârf de deal. Să știți că în Bobâna, de exemplu, au venit peste 30 de familii. Cu cai, cu minuni, cu... Foarte bine, dar ei trebuie ajutați. Sigur. Dacă vor să se integreze în agricultură și ca să se integreze în agricultură trebuie să investești, că nu mai poți să faci agricultură cu calul și cu căruța. Nu, mai s-a terminat. Vă spun că un tractor de 100-120 de cai cu 4 trupițe costă undeva între 60-80 de mii de euro. Cine? Am spus numai cu plug. Da, ca să nu mai amintim de celelalte scule și care trebuie după un tractor să faci agricultură. Și știți ce am văzut, domnule, totuși la târgurile astea internaționale, cum am fost la București și am fost la fiecare, tractoare de capacități mari. Să știți, prea puține tractoare am văzut, așa cum erau alea noastre, 4, 4, 5, de 65 de cani, nu prea. Se lucrează acum cu tractoare de la 120 de cani în sus. Da. Și aia ce înseamnă? Trebuie să ai teren. Trebuie să ai terenul, să ai suprafața întinsă, că nu poți să lucrezi. Dar, domnule, mai este o problemă și l-am arătat la toți crescătorii noștri de ovine și de bovine. Când am fost acolo în centru expozițional, de exemplu, scrie Asociația Crescătorilor de Ovine, Teleorman. Asociația Crescătorilor de Ovine. De ovine, asociație. La noi,
încă nu-i, nu se zice asociație. La noi este asociația creșcătorilor de ovine din Turda. Este o doamnă acolo, toți sunt scriși acolo ca să poată primi subvenția, trebuie să le dea de la asociație, că sunt scriși în asociație. Efectiv, a noștri nu știu de fapt ce înseamnă asociația. Și acum, apropo, mă întreba de domnul inginer, cine să ne învețe? Domnul, camerele agricole. Și acum ajungem iară la un punct nevralgic de tot. În luna septembrie trebuie să aibă loc alegerile la camerele agricole. S-au ales între ei, domnul inginer, și toți și-au dat demisia. Deci, au fost Vance, au fost Marius, au fost toți inginerii și-au dat demisia din camerele agricole. Că zice, pentru că automat păstă Vancea, păstă Marius, s-au venit Ionescu, PSD, Popescu, nu PSD, PDL, 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 le-au făcut politic. Și în momentul când le-au făcut politic, o să zbăsă clar președintele nostru, cel drag. Domnule, dacă e cu structură politică, vă dau bani, e cu structură politică, nu vă dau bani, descurcați-vă. Și atunci s-au șters. Să știți că, domnule, aici la noi în zonă, foarte multă lume a plecat în străinătate. Foarte mulți au plecat. Au plecat și s-au întors acasă. Și s-au legat de mână, un tractor, vorba noastră, un plug, o sămănătoare. Nu sunt rele, pentru că neamțul nu a folosit-o să o distrugă. Au venit că ele acasă. Nu știu să lucre că ele, domnule. Pe zicea chiar am fost și la Bobân, la cică. Domnule, iar consumă tractorul ăsta negru, ia să mă zic ce consumă. Că n-are voie să consume. Păi el săracul nu știe regla plugul. El a pus, s-a agățat și el în tiras plugul și l-a tras după el, păi că o arat bine. Că nu arat, nu ai contat. Important e că ceva a întors pe acolo. Să vedea. Sau semănători, domnule, au semănători performante. Dar nu scalea noastră pe vremuri cu cutie în ordine. Dintr-o manivelă, dintr-o manetă și din două clapete a legat toată semănătoarea. Sunt care se legrează și electronic acum. În funcție de viteza. Am văzut așa ceva în Poiana Blanchi. O semănătoare italienească pentru sămânță măruntă. Merge și la gazon, și la pătrunde, și la morcov reglate electronic. Probabil i-o fi plăcut că s-a prind becurile pe acolo și arată la bord, când nu merge, ce nu merge, cum a apărut. E lipsă de specialist. Și iar am ajuns la specialist, domnul inginer. Mai nou un tractor, ați văzut dumneavoastră, și la Indagra. Și la Agraria, și la Cluj, când a fost. Păi un tractor din ăla nu poate fi condus de unul care... Doamne, nu vreau să jignesc tractoriștii, dar tractoriștii noștri s-au cam dus. Că cam la 70 de ani, 70 și de ani, ăștia nu mai lucră pe tractor. Trebuie să vină o generație nouă. Probabil, ați auzit acum că de la anul viitor încep școlile profesionale. Să dea drum iar, să facem și un tractorist, să facem și unul care știe pune gresie, faianță, să zidească un horn. Că dacă nu pornim din nou, domnule, dacă nu pornim din jos și gândiți-vă că durează, 4-5 ani până iasă o generație de tehnicieni agricoli. Apoi nu contează în ce sector. Sau mecanici agricoli. Păi nu mai sunt, domnule, nu este într-un sat. Într-un sat nu mai este un tractorist. E bătrânul ăla care e de 90 de ani sau de 70 de ani, săracul și-a venit ăsta. Am venit eu tânăr, la 35 de ani, am adus un tractor, notat ăla, am adus lucruri. Ce să facă cu el? Că nu știe, nici cine să-l învețe. Și mare lucru. E mare lucru și dacă nu ne trezăm, nu ajungem bine. De exemplu, apropo, forța noastră de muncă în întreprindere. Deci, mecanizarea, îți vezi buni? Da, da, da. În momentul de față, la ceea ce vă spuneam eu, la suprafața aia de 400 de arabili, la un efectiv de 300 capete de bovine, la un efectiv de 57 de scrofe de reproducție pic, la 5.000 de găini ouătoare care le avem, la 650 de ovine, ne desfășurăm activitatea cu 21 de angajați. Aia înseamnă inclusiv director, inclusiv doctor, serviciu de contabilitate, pază de noapte, cioban la oi. Deci am 5 tractoriști și un mecanic la mecanizare. Înseamnă că aveți multă automatizare. Dacă la asta vă referiți. Aveți multă automatizare. Da. 3 ciobani. Început să faceți oile și la noastră. Sigur că da. Da, da. Ce oi aveți? Deci sunt două rase țigaie și merinosul de Cluj. Practic este un produs al Catedrei de Ovine de la Universitatea de Științe Agricole. Da.
Domnule, e foarte bine, dar de-aia zic, pe utilajele astea moderne care au apărut acum, sănează la Hanovra. Un tractorist conduce încă un tractor. Da. Vine și după el. Este și câștigătorul marelui premiu de aur. Am medalia de aur, am văzut la televizor. Da, trebuie și suprafață. Categoric trebuie suprafață. Îi trebuie și suprafață. Și suprafețele, cum s-au făcut la noi, s-au sfărâmat, nu știu. Deci cu așa utilaje numai în zona de sud, în zona de vest și în zona Moldovei. La noi, în zona colinară de Cluj, de Alba, de... Da, domnule, trebuie ce mai dureros? Avem și noi câteva terenuri trece în ardealul ăsta. Și în Banat avem. Da. Dar le-am vândut. Le cumpără străinii, domnule. Cum vedeți dumneavoastră? 1.200.000 de hectare, până acum, sigur, vă spun în statistică, vă arăt cu date, au vândut românii. Domnul ministru Tabără, Dumnezeu îi dă sănătate, nu știe de suprafața asta. Nu știe. Și nu e reglementată. Deci eu, ca cetățean străin, am putut să vin să cumpăr. Eu, ca firmă străină, am putut să vin să cumpăr dacă am afaceri aici. Da, dacă erai asociat cu... Dacă te asociezi, mă rog, n-a trebuit totuși reglementate problemele astea. Domnule, ne trezând că nu mai avem pământul drept. Ba da, ar trebui, dar nu putem să o reglementez eu și cu dumneavoastră. Politicul trebuie să reglementeze treaba asta. Domnul inginer, îmi pare rău că aveam încă un invitat, dar nu a venit în seara asta, că nu a putut, a avut niște probleme deosebite, dar promit că dacă se face un pic vremea mai bună, venim la noastră în fermă, să vadă și oamenii ce înseamnă o fermă europeană. Dar avem un telefon. Alo? Alo? Bună seara! E la Elena, domnul Mureșan. Bună seara, domnul Mureșan. Poftiți! Bună seara! Aș vrea să întreb, când faceți o emisiune așa mai despre legumicultură, despre pomicultură, că sunt așteptat cu curățatul, cu nu știu ce? Da. Domnul Mureșan, adevărul e că, acum fiind zăpada asta mare, dacă v-ați uitat și data trecută, legumicultorii cam, deocamdată stau pe lângă sobă. O parte a început să-și ducă gunoiul pentru mălegari. Nu se mai prea fac răsaduri pe răsadniță. Majoritatea le fac în solari încălzite. Dar am ținut cont că a fost zăpada asta mai mare și a fost frig. Dar de săptămâna viitoare, promit că încep iară cu lucrările din pomicultură, cu tăierile, cu puieții, deși a repetat, dar văd că oamenii mulți n-au prins și mai spunem o dată, că e păcat să dați banii pe un puiet și să-l plantați și să nu obțineți ceea ce doriți. Iar în ceea ce privește tăierile, o să vă, cea mai mare plăcere, săptămâna viitoare să ne lase timpul. Să ne lase timpul să ieșim în teren. Că aparatele astea noastre de filmări, să știți că la minus 15 grade nu tare mărg. Dar acum a dat Dumnezeu să încălză afară și absolut ce faceți în anul 1, anul 2, anul 3, cum faceți corona, de legumicultură, iar vedeți încă o dată, mare atenție, de unde cumpărați sămânța de legume. E foarte, foarte important să o cumpărați cu certificat de calitate. Obligatoriu. Obligatoriu. Dacă ați luat sămânță de la roșiile de anul trecut și roșiile sănătoase și frumoase, înseamnă că sămânța e sănătoasă. Dacă au început roșiile să putrezească, să se negrească, înseamnă că boala e în sămânță. Nu vă indic să sămânați sămânța aia. Deci, domnul Mureșan, de săptămâna viitoare, acum vom începe campaniile agricole de primăvară cu legume, tăierile la vița de vie, tăierile la pomi, la pomi, la sâmburoase, la prunc, cum să fac, la măr, cum să fac, la păr, cum curățăm trandafirii, cum tăiem boxușii. Apropo, cei care aveți garduri vii pe lângă casă, garduri vii de boxuș, tuițe, de toate felurile, tuia globosa, tuia piramidală, și aveți zăpadă pe ele, faceți bine, bateți zăpada jos, că dacă stă zăpada pe ele, se desfac ramurile și s-ar putea să fie urite și să trebuiască neapărat să le tăiați. Și în momentul când ați tăiat-o, i-ați luat o grenguță și nu arată bine. Deci trebuie mare atenție să curățați zăpada de pe ele. Bine, să vă dea Dumnezeu sănătate. Deci, domnul inginer, zootehnia e frumoasă. Agricultura e frumoasă. Văzută din prag. Da, numai. Văzută, văzută. Văzută din prag. Dar ce îmi pare bine, sincer spun, pentru... Îți place mult să știi când merg pe sate.
Hai mă, spăsate, de mai cheamă un alt, hai domnule, să vedem ce, nu mă ajut să văd ce putem face aici, ce putem face aici. Să vezi cât interes este. Domnule, n-am făcut așa cum ai zis, să tai puietul ăla la 60 la 80. L-am lăsat. A făcut rău, că iată, nu a crescut. Ăla care n-am tăiat, nu a crescut. Na bine, astea sunt probleme pe care practic ar trebui unul de la primărie, că la toate primările sunt ingineri agronomi, ar trebui să fie cam trei oameni. Știi, să mai reglează cum ți-am zis înainte, să reglează un plug, că nu-i mare lucru. Domnul nu știe, o sămănătoare. Și iară, o mare pacoste care se face domnul ingineri. Așa e tradiția la noi. Merge și duce gunoiul de graștă și îl împrăștie. L-a dus, l-a împrășteat, a pierdut azot, a pierdut tăi în el. Și le-am spus, mă, lăsați-l grămadă, înainte de a la racoză, împrăște și bagă-l sub brazdă. Știi ce greu îi lămurești? Foarte greu. Și apropo, domnul Ejder, tot am văzut și foarte multă lume a început să întrebe, nu zic de numire comercială, de dolomitul. De ne dă Dumnezeu să putem da de mâncare la animale și pământ și să nu fie rău. Cum vedeți treaba asta? Ați urmărit și noastră voi emisiune. Da, din câte mă amintesc eu, dolomitul este un fel de calciu care este îmbogățit cu parcă magneziu. Exact. Dacă bine rețin. Dar e natural. Da, și se găsește undeva în zona Harghitei. Și studiile arată că se obțin rezultate. Acum așteptăm. Să vedem. Am înțeles că sunt în organizare, am auzit că acum își organizează comerțul și păi veni băieți un studiu de piață să vadă cam cum ar merge. Primul transport, directorul de acolo este clujan, cu primul transport care va ajunge la Cluj, am comandat și eu 3 tone de dolomiți și să vedem ce rezultate să se obțină. Și acum să mai spun una și mai tare. Și că există una de bun la cultura de cartofi la rădăcinos, ci că magneziu creează rezistență magneziu. Păi în general magneziu. Magneziu creează rezistență la boli, la dăunători și rezistență la secetă, auzi. Ci că între 2 și 4 tone la hectarul de cartofi, îți ridică producția cu peste 30% și păstrarea cu 100%. Da, dar nu în condițiile de anul trecut, de secetă de anul trecut, în care a fost la noi, la cartofi. Păi anul trecut, de exemplu, a fost secetă, dar să știți că avem aici colegi de-al nostru, un Marius Cornea de la Prutera Plant, a făcut 42 de tone de cartofi la hectar. Și domnul Vasile, mai bine am dat apă anul trecut, ca și acum 2 ani, când au plouat 300 de litri în 2 săptămâni, da. Că m-au nebunit atunci. N-am putut face față, e mai ieftin apa decât substanțele de combatere. Și într-adevăr, cartofi frumoși și am adus și am prezentat aici, să știi, am prezentat din el, din depozit, cartoful ăla stă excepțional. Merele stau excepțional. Excepțional, de loc să mă crezi, așa producție, o calitate deosebită. Foarte și bine. Totul, domnule, ați văzut ce am făcut la Miercurea Odorheiu Secuiesc, cu stațiunea de cercetare a cartofului. Doamna, la Odorhei sau stațiunea de cercetare este la Brașov? Nu, nu, de la Odorhei. De la Odorhei? Nu, da. Nu știu. A adus cartofi din Germania și și-a băgat o bolă, că e zonă închisă, de stațiunea de cercetare, zonă închisă. A apărut putregaiul inelar la cartofi și nu știu cu ce să o combate, că nu-i ăsta tradiționalul care l-avem și noi. Nu. E altă varietate. E altă varietate. Domnul Ivner, am adus la hibridul de porumb, Pioneers, 100 de hectare, n-am văzut în viața mea și n-am putut să cred, 100 de hectare de porumb să-l vezi puns. Cum mai tăia cu coasa jos? De la un gândac ghebos, care l-am adus și ăla. Și acum când au venit reprezentanții firmelor, să știi că aveam pozole, în localitatea Mireșul Mare, județul Maramureș. L-ai frânt? Era rupt? Era de la vermere sârmă sau de la... E un... Slăderitorul porumbului? Nu e nici slăderitor, îl tai ca și un cosac. O tăiat 100 de hectare de porumb jos. Nu a ales absolut nimic. O durere mai mare nu strâmbă. Și cel mai simplu, rotația culturilor. Dar noi culmea și carică, agricultură nu mai fac specialiști. Că ăștia s-au rărit. Și dacă fac specialiști, să știți că dacă ai și sector vegetal și sector animal, cu sacrificii mari reușești să faci rotația culturilor dacă ești legat de anumite cantități. De cereale. Da. Și asta e obligatorie. Da.
Deci o reușești, dar nu cum ai dori-o. Domnul Ildar, îți mulțumesc mult că ai venit în emisiune. Și cu plăcere. Promit că mai ai tare multe de arătat oamenilor și vreau neapărat să mergi la noastră, la stațiune, să vadă de fapt, să vadă tineretul în primul și sunteți, în primul rând, ce înseamnă o stațiune. Sunteți binevenit și eu sper că acum, după ce se duce zăpada, în mod normal ar fi trebuit să vină în practică studenții deja de la 1 martie, probabil că se va mâna un pic și veți avea șansa să-i vedeți la muncă, la fața locului. Dar, domnule, dacă aș aduce, de exemplu, trebuie ceva aprobări, să viu cu microbus, să aduc 10 fermieri de acei. Puteți veni oricând fără nicio aprobare. Deci să vadă exact ce se întâmplă. Tocmai și unul din alte scopuri ale stațiunii noastre didactice este nu numai studenților, ci și grupurilor de fermieri care doresc să vină să vadă o implementare a unor investiții. Domnul Iudel, mulțumesc tare cu mult. Plăcere. Și oricând vă invităm să mai veniți să ne învățați câte una alta.